Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor! Astăzi s-a deschis în Piața Pascu din Alba Iulia târgul Apulum Agraria. Aflat la cea de-a 21-a ediție, evenimentul reunește 125 de producători agricoli din județul Alba, dar și din județele înfrățite, Boci, Chișcun și Tolnai din Ungaria. La târg participă și specialiști francezi din Consiliul General RON. Întins pe durata a 3 zile, târgul Apulum Agraria a fost deschis astăzi, în jurul orei 10, de primarul Mircea Hava și de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, care au ținut în fața celor prezenți alocuțiuni. A câte ediție? Dumnezeule, o viață! Deja am trecut de majorat și avem și câțiva ani de facultate. Mâine, poimine, să ne luăm diploma, dar sunt sigur că o să luăm o diplomă de nota 10. Eu vă mulțumesc la cei care sunteți aici, în special cei cu produse agricole, pentru că ați reușit să înfrângeți seceta. Vă mulțumesc că sunteți aici, mă bucur că sunteți toți aici și le mulțumesc la cei care au trudit ca să avem acest loc deosebit. Ce mai vrem să facem în continuare, în momentul în care vom putea să intrăm așa cum trebuie în zona cetății, să mutăm toată această zonă în zona cetății, pentru că sunt sigur că va fi mult mai bine pentru toată lumea. Începe, să spunem, să încheie un an agricol, începe altul. Asta este momentul de sfârșit și de început. Vreau să mulțumesc producătorilor din județul Alba că s-au străduit și se străduiesc să-și facă datoria față de consumatorii din județul nostru. Mulțumesc tuturor celor ce se implică permanență. I-ați amintit partenerii noștri, eu vreau să mai salut prezența prietenilor din Franța, departamentul RON, dar și prietenilor din Ungaria. Sunt convins că experiența dânșilor în domeniul dezvoltării rurale și agricole ne va ajuta pe toți. Vreau să vă spun că relația între județul Alba și departamentul RON a venit ca urmare unei colaborări tot pe teme agricole, dintre Afloda și asociația similară din departamentul RON. Iată că această bază de parteneriat a venit de jos, de la producătorii agricoli și le mulțumesc și desulor încă o dată. Succes, să dea Dumnezeu să înceapă ploaia, să vină ploaia, să puteți să lucrați pământul, de mâine îi dăm drumul la ploaie și să avem roade bune. A fost un an greu, dar cei care s-au străduit au reușit. Succes în continuare și vă mulțumesc tuturor! În acest weekend albaiulienii și nu numai se pot bucura de varietatea și bogăția produselor expuse, majoritatea dintre ele tipice sezonului autumnal. Standurile conțin produse de patiserie, produse apicole, mezeluri, must și vinuri alese, pom fructiferi, butaj de trandafir și viță de vie. De asemenea, sunt amenajate expoziții de animale mici și păsări, dar și de ovine și bovine, precum și standuri cu utilaje agricole. Pe parcursul celor 3 zile sunt organizate degustări de vinuri și concursuri atractive, așa că nu ezitați să călcați pragul acestui târg care a devenit o adevărată emblemă a județului Alba. Astăzi creștinii ortodoxi prăznuiesc înălțarea Sfintei Cruci. Sărbătoarea preacinstește descoperirea de către împărăteasa Elena pe muntele Golgota a crucii pe care a fost răstignit Isus. În popor, această zi este cunoscută sub denumirea de Ziua Crucii, zi de post și nelucrătoare. Ca multe alte sărbători religioase și Ziua Crucii este marcată pe lângă post și rugăciune prin o serie de tradiții populare. Credincioșii nu au voie să lucreze pe 14 septembrie pe câmp sau prin casă și li se impune și o restricție culinară. În această zi nu se mănâncă usturoi, nuci, prune sau pepeni, alimente al căror miez se aseamănă cu crucea. În această zi se sărbătorește amintirea a două evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci. Aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie din anul 335 și aducerea Sfintei Cruci de la perși păgâni în anul 629 în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt a Sfintei Cruci din Ierusalim. Peste 3.000 de elevi din județul Alba vor învăța și anul acesta în școli care nu sunt autorizate sanitar. Este vorba de școli care nu îndeplinesc condițiile minime de igienă, și anume canalizare, toalete și apă curentă. Majoritatea școlilor se află în zona rurală și montană, problemele persistând aici de ani de zile fără a fi luate prea multe măsuri de remediere.
Este vorba de 75 de unități de învățământ compuse din școli și grădinițe. În total, în aceste clădiri neautorizate sanitar vor învăța peste 3.000 de copii din județul Alba. Din totalul unităților școlare funcționate de inspectorul școlar, unități autorizate sunt în jur de 307, 75 de dosare au fost respinse, iar restul se află încă în punct de autorizate sau vorbim de autorizare provizorie. În aceste unități, din totalul de 55.279 de elevi, sunt școlarizați 50.045, deci acel procent de 90,55%. Sigur, există în curs de autorizare din diverse motive. Unele documente reactualizate în curs de reactualizare după ordinele noi ale Ministerului Sănătății. O serie de obiecții pe care le au la documente și trebuie să le pună în curs de aplicare. În această categorie mai intră 3,7% din elevi. Motivul principal pentru care multe unități de învățământ sunt încă neautorizate sau în curs de autorizare este acela că legislația în vigoare a suferit modificări care au vizat creșterea standardelor, iar investițiile nu au fost corelate, în cele mai multe situații, cu cerințele impuse pentru autorizare. Prefectul județului promite că se vor lua măsuri pentru aducerea utilităților, cel puțin în școlile unde există electricitate. Împreună cu toți cei care au demarat această acțiune, vom face o monitorizare nu numai la începutul anului școlar, vom face o monitorizare permanentă a activității și vom stabili un plan și niște obiective pe care ne dorim să le îndeplinim. Nu poți să dai amendă primăriei sau directorului de școală sau inspectoratului că nu s-a tras apa de la 10 km la școala din Sus. Sunt școli care le moștenim istoric, trase istorice, din în ultima vreme legislația noastră și prin implementarea legislației europene în domeniul sănătății ne-a dus la anumite standarde. Cred că soluția este să avertizăm și împreună toate instituțiile să conlucrăm, să găsim soluții, să rezolvăm problema. Dând amendă, numai agravăm situația locală, pe care o știm. În județul Alba vor începe noul an școlar peste 55.000 de copii, din care 2.167 înscriși în clasa pregătitoare. Odată cu începerea noului an școlar, patrulele de poliție vor fi prezente în preajma școlilor în intervalele orare de intrare și ieșire de la cursuri a elevilor. De asemenea, traseele de deplasare a elevilor vor fi supravegheate în permanență. Se urmărește prevenirea accidentelor, a delicvenței juvenile și absentismului. Pentru prevenirea accidentelor în care sunt implicați minorii, polițiștii de la rutieră vor fi prezenți în apropierea școlilor, pe artelele de circulație intens tranzitate, pentru asigurarea afluenței și siguranței traficului rutier, la orele de maximă circulație a elevilor. Vom avea în vedere deplasarea copiilor spre școală, în începerea programului, de dimineața și numai. Sunt școli care funcționează și în partea a doua zi, program de urmă, dar și deplasarea copiilor spre domiciliu. La fiecare unitate de învățământ sau pentru fiecare unitate de învățământ există un polițist de proximitate care are o legătură permanentă cu conducătorul școlii, directorul și sau directorul. Odată cu începerea noului an școlar, vor fi demarate mai multe campanii care privesc prevenirea accidentelor, a delicvenței juvenile și a absenteismului. Anul școlar 2012-2013 debutează din punct de vedere preventiv cu activitățile ce se circunscriu evenimentului săptămâna prevenirii criminalității și care deja v-am obișnuit în fiecare an. În această săptămână, două zile sunt dedicate delicvenței juvenile, prevenirii delicvenței juvenile și victimizării minorilor, activități ce se desfășoară pentru elevi și împreună cu elevi, în cadrul unităților de învățământ. De asemenea, la sfârșitul lunii septembrie, va debuta campania Împreună pentru siguranța copiilor, prin care se urmărește informarea părinților și copiilor privind modalitățile de prevenire și intervenție în cazul dispariției.
familiilor de copii. În anul școlar 2011-2012, în județul Alba au fost înregistrate scăderi ale infracțiunilor săvârșite în incinta unităților de învățământ și creșteri ale infracțiunilor săvârșite în zona adiacentă școlilor. Astfel au fost înregistrate 7 accidente grave în care au fost implicați cu vinovăție copiii cu vârsta între 7 și 18 ani. Deputatul democrat liberal Clement Negruț a expediat pe adresa a 3 miniștri întrebări concise la care dorește răspunsuri clare. Întrebările sunt adresate miniștrilor economiei, mediului și transporturilor. Parlamentarul solicită ministrului transporturilor Ovidiu Silaghi să precizeze care este bugetul alocat lucrărilor de construcție a tronsonului de autostradă Orăștie-Sibiu în urma rectificării bugetare de săptămâna trecută. Domnului ministru Silaghi, îi solicit un punct de vedere și o clarificare a finanțării pe tronsonul de autostradă Sebeș-Cunța, dar componenta a tronsonului de autostradă Orăștie-Sibiu. Ministrului Economiei Daniel Chițoiu, deputatul PDL, îi solicită clarificări în privința Cupru-Mina Brud și Roșia Montană. Domnul ministru Daniel Chițoiu, am adresat o adresă prin care îi solicit poziția Ministerului Economiei și implicit a Guvernului României față de exploatarea gazelor de șist în România, ținând cont că toate țările se preocupă pentru o independență energetică și cel puțin din punct de vedere al nostru, din punct de vedere a gazelor naturale față de Rusia. Tot domnului ministru Daniel Chițoiu, ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, asta o să vă citesc în întregime, i-am adresat următoarea adresă. Stimate domnule ministru, societatea Cupru Mine S.A. Brud, aflată în subordinea ministerului pe care îl conduce, riscă să se înceteze activitatea la finele anului 2012 dacă nu se dispun măsurile necesare pentru continuarea producției. Tot domnului Chițoiu, îi adresez o întrebare vis-a-vis de Roșia Montană. Și vă citesc doar o frază aici. Este surprinzător faptul că pentru proiectul de la Certej a fost posibilă emiterea avizului de mediu la data de 5 iulie 2012 de către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timișoara, dar pentru proiectul de la Roșia Montană un astfel de aviz nu a fost încă emis. În sfârșit, parlamentarul vrea să știe de la ministrul mediului Rovana Plumb de ce este întârziat acordul integrat de mediu pentru Cupru-Mina Brud. Iar doamnei Rovana Plumb îi cer lămuriri cu privire la stadiul actual al procesului de reevaluare a societății Cupru-Min din punct de vedere acordului integrat de mediu. Și totodată o explicație de ce până la această dată ARPM Sibiu, adică Agenția Regională de Protecție a Mediului Sibiu, nu a emis până la această dată autorizația integrată de mediu pentru ca societatea Cupru-Min S.A. Brud să poată realiza exploatarea cu respectarea normelor de mediu. Autostrada Orăștie-Sibiu, societatea Cupru-Mina Brud și, nu în ultimul rând, exploatarea zăcământului aurifer de la Roșia Montană sunt 3 obiective de maximă importanță pentru județul Alba și pentru România. În România se întrevăd formarea unor noi locuri de muncă, cele de turnători. Românii care vor transmite fiscului informații privind fapte de evaziune ale unor persoane sau companii ar putea primi stimulente fiscale sau facilități. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Finanțelor, Liviu Voina, acest lucru se întâmplă și în alte state, precum Suedia. Legislația denunțătorului aflându-se în aceste zile pe masa de studiu a înaltului demnitar. Oficialul din Ministerul Finanțelor Publice a arătat că în Suedia populația este stimulată fiscal să dea informații despre averea vecinilor, a cunoștințelor sau operațiunilor unor companii. Acolo oamenii primesc la poștă scrisori în care sunt informați că au plătit un impozit X, dar li se transmite și că unii dintre vecini au declarat valori de impozitare mult mai mici. Fiscul se bazează pe faptul că oamenii știu cel mai bine situația vecinilor și pentru cei care transmit informații corecte despre aceștia se aplică scutiri sau li se dă o recompensă și mai plătesc doar diferența. Secretarul de stat va pleca peste 2 săptămâni în Suedia pentru a prelua normele de aplicare a plății TVA la încasare din această țară și pentru o analiză a modelului suedez de impozitare a proprietății. Fiscul din Statele Unite are un program pentru denunțători prin care aceștia pot câștiga o recompensă de până la 30% din veniturile recuperate de stat datorită informațiilor astfel obținute. Întrebați dacă
ar vrea să câștige bani în urma informațiilor pe care le-ar dea fiscului din România, Alba Iulienii ne-au răspuns. Contra unei sume de bani, ați fi de acord să fiți turnător pentru fisc? Nu. De ce? Nu, pentru că sunt niște mafioți. Ați accepta să primiți banii contra unor informații? Nu. Nu. Mi-a place munca cinstită, nu cu... Păi tocmai de asta, că vă place munca cinstită. Dacă ați ști că cineva nu muncește cinstit, ați merge să spuneți asta fiscului? Nu. Dacă n-aș face pe gratis, n-aș face nici pentru bani. Și pe gratis ai face-o? Nu. De ce? Ești de acord ca lumea să muncească la negru? Nu sunt de acord ca lumea să muncească la negru. Și atunci de ce vezi rău ca fiind turnător? Doar pentru că sună urât? Un pic. Nu. Sunt chestii mult prea mari pentru noi. Noi vrem să ne trăim viața liniștiți. Nu, nici într-un caz. În ultimii ani, autoritățile fiscale din Germania au cumpărat în mai multe rânduri de la angajați ai băncilor elvețiene baze de date cu informații despre clienții germani bogați care își ascund averea în conturi offshore. Cel mai recent în acest an, un informator al fiscului german a fost recompensat cu 3,5 milioane de euro în schimbul unui CD cu astfel de informații. 30 de școli din județul Alba au fost controlate în ultimele 3 zile la ordinul prefecturii Alba. S-a urmărit modul în care aceste instituții sunt pregătite pentru începerea noului an școlar. Controlele vor continua până la jumătatea lunii octombrie. În urma acțiunii de verificare au fost identificate unități de învățământ care nu au cabinete medicale școlare sau nu au efectuat dezinsecții și deratizări, altele care mai au nevoie de reparații la instalațiile sanitare sau de lucrări suplimentare de zugrăveli. Majoritatea problemelor au fost identificate la unitățile de învățământ din mediul rural. Din cele 30 de școli care au fost controlate, în cele 2 zile, 9 sunt din mediul urban și 21 sunt din mediul rural. Să verificăm 30 de școli, cele mai multe sunt din mediul rural. Din cele 30 de școli, 9 au fost în orașe, 21 în mediul rural, în așa fel încât atenția noastră să se îndrepte spre zonele unde am bănuit că există mai puține resurse pentru buna desfășurare a anului școlar. Până la jumătatea lunii octombrie, controlul va continua în alte aproximativ 100 de unități de învățământ. Vor fi notificate autoritățile locale și conducerile școlilor cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia pentru a remedia eventualele deficiențe identificate. Avem de a face cu o situație pe care aș numi-o echilibrată. Pot să vă spun că școlile din județul Alba sunt pregătite în cea mai mare măsură în condiții bune sau foarte bune pentru începerea noului an școlar. Pot să vă spun că mai sunt lucruri de făcut pe care o să le facem în continuare. Controlul a fost efectuat de echipele mixte compuse din reprezentanții ai prefecturii, ai inspectoratului școlar județean, ai poliției și ai Direcției de Sănătate Publică Alba. Au fost vizate 3 trasee, primul spre Blaj, Teiuș, Aiud, Ogna, Mureș, al doilea Zlatna, Abrut, Câmpeni, Baia de Arieș și ultimul Alba Iulia, Sebeș, Cugir. Rezultatele proiectului privind colaborarea universităților în domeniul geodeziei, pornit în urmă cu 2 ani, au fost discutate astăzi la Alba Iulia. În cadrul proiectului a fost lansată o platformă de învățare online care permite comunicarea și schimbul de experiențe între cadrele didactice și studenții celor 4 universități partenere. Platforma Geodezy Instruct este menită să contribuie la creșterea calității ofertei educaționale din învățământul tehnic la nivelul regiunilor București-Ilfov, Nord-Est, Centru și Vest, prin mai bună corelare a programelor aferente specializării măsurător terestre și cadastru cu cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii. Problemele existente la nivel național în acest domeniu sunt foarte complexe și presupun perfecționarea continuă a pregătirii specialiștilor din domeniu. După 23 de ani de la schimbarea de regim, încă nu s-a reușit în România lămurirea problemelor din domeniul proprietății. Programul s-a concretizat prin punerea la dispoziție atât a studenților, cât și a publicului, a unei platforme de instruire online,
ce conține materiale informaționale din domeniul măsurătorilor terestre și cadastrului, într-o prezentare foarte interesantă și plăcută, agreabilă, deoarece sunt cu animație. Acest lucru stârnește interesul dacă cineva intră pe această platformă. Accesul pe platformă se poate face simplu prin crearea unui cont și solicitarea unei parole de la centrul de comunicații care gestionează proiectul. La sesiunea de închidere a proiectului au fost prezentate rezultatele generale, lecțiile învățate și experiențele dobândite și au fost realizate descrieri concrete ale cursurilor existente pe platformă. Când am pornit la urmă cu 2 ani, noi am avut de gând să ne mișcăm frumos. Odată ne-am cunoscut între noi profesori mult mai bine și în al doilea rând, studenților din ziua de astăzi, dacă li se pune la îndemână un instrument util, lucrează. Deci, contrar celor spuse despre învățământul românesc că nu merge, nu este chiar așa. Depinde cum sunt motivați. Astăzi, în o seară prin satelit, cu instrumente moderne, tehnologia este total, total schimbată. Și noi vrem să permitem mai ușor accesul la informații. În final au fost înmânate diplome cadrelor didactice implicate în proiect și au fost premiați studenții care au participat la concursul de proiecte desfășurat pe platformă. Spune-ne cum te-a ajutat în învățare această platformă. E foarte benefică, mai ales pentru că găsim foarte multe cursuri, putem lua legătura și cu alți studenți, o practică nouă. Fiind cursurile încărcate în proiect, bineînțeles că am putut accesa pentru mai multe informații, multe v-aș ruga să vă terminați definiții, precum și practic, ne arăta pașii care trebuie urmați. Proiectul Rețea de Colaborare Universitară Online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competențe superioare în domeniul geodeziei a fost posibil printr-un parteneriat între Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Geodezie, Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași și Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia. 2167 de copii vor începe luni orele la clasa pregătitoare. Riscul este însă ca nu toți să aibă scaune și bănci în care să se așeze. 5 școli din Alba nu au primit încă mobilierul special pentru acești elevi. Au fost înființate 233 de clase pregătitoare, 89 compacte și 144, în care copiii vor învăța simultan cu colegii lor din alte clase. Majoritatea claselor sunt pregătite pentru a-i primi pe micuți, mobilierul fiind deja instalat. În 5 școli din județ, seturile nu au ajuns încă. În județul nostru e vorba de un efectiv de 2167 de copii înscriși pe care îi așteptăm în prima zi de școală, în 233 de clase, dintre care 89 clase compacte și 144 clase simultane. Rămâne de văzut dacă cei mici vor avea luni, băncuțe și scaune în care să se așeze în prima zi de școală. În ceea ce privește formarea cadrelor didactice, pentru clasa pregătitoare, județul Alba stă relativ bine. Au primit calificarea 217 învățători, alți 16 aflându-se în curs de formare. Sănătatea se plătește, iar copiii nu sunt deloc scutiți de la aceste taxe. Bineînțeles, pentru ei plătesc părinții, care în momentul înscrierii acestora la grădiniță sau școală sunt nevoiți să scoată bani din buzunar pentru adeverințele care atestă starea de sănătate a copiilor. În plus, ei plătesc și contravaloarea consultațiilor și a eventualelor analize cerute la înscrierea într-o unitate de învățământ. Părinții trebuie să suporte contravaloarea consultației și eventualele analize pentru înscrierea copilului la grădiniță sau la școală, întrucât Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu decontează astfel de servicii. Medicul șef al CNAS, Marius Filip, a declarat pentru Mediafax că dacă pentru înscrierea la grădiniță este nevoie de consultație, dar și de analize, atunci părintele va plăti consultația și separat fiecare analiză. Orice adeverință care atestă starea de sănătate se plătește. Este vorba despre adeverințe medicale
medicală sau aviz medical pentru grădiniță, pentru școală, pentru tabără, pentru căsătorie, pentru școala de șoferi. În schimb, dacă este vorba despre un copil bolnav care are nevoie de investigații sau adeverință medicală, acestea sunt eliberate gratuit, a precizat Marius Filip. Suma ce trebuie plătită pentru avizul medical este stabilită de către medicul de familie. Valoarea unei consultații poate fi între 10 și 20 de lei, iar pentru analize, prețurile sunt stabilite de către fiecare laborator. Cursuri de medicină în specializările radiologie și ortopedie la Alba Iulia. În aceste zile, în municipiul nostru, cadre medicale din întreaga țară iau parte la sesiunile de formare organizate de Clinica de Diagnostic Phoenix în colaborare cu Facultatea de Medicină Victor Papilian din Sibiu. Cursul dedicat specialiștilor în radiologie și ortopedie este acreditat de Colegiul Medicilor din Sibiu, iar sesiunile de comunicări științifice sunt susținute de lectori din Elveția, precum și de specialiști în imagistică musculoscheletală ai clinicii Phoenix. Este un congres interdisciplinar, luând parte și medici radiologi care se ocupă cu interpretarea și efectuarea examinărilor de rezonanță magnetică, dar și medici clinicieni, ortopezi și reumatologi, care încearcă să pună în evidență impactul clinic al acestor metode, adică cât de multe informații se furnizează prin aceste metode imagistice de performanță mare, astfel încât să ajute luarea unei decizii terapeutice în beneficiul pacientului și punerea unui diagnostic mai precis. Dezbaterile medicilor au drept scop și compararea diverselor echipamente de rezonanță magnetică, nu numai din punct de vedere al acurateței diagnosticului, cât și din punct de vedere al impactului în practica medicală, dar și a costurilor. S-a încercat să se tragă o concluzie astfel încât medicul, atât practician cât și radiolog, să ia decizia cea mai corectă, astfel încât să țină cont de un raport cost-beneficiu foarte bun. Și de asemenea am avut invitați străini, principal din Elveția, atât pe partea de imagistică cât și pe partea clinică, care au subliniat rolul noilor tehnologii. I was invited to hold a presentation about MR imaging of the hip and the foot, and I'm explaining to the radiologists and the clinicians of Romania what important things you should know about MR imaging of the hip and foot, like femoral acetabular impingement. Sesiunile de comunicări științifice au adus în atenția medicilor prezenți astăzi în Alba Iulia metode moderne de diagnostic din punct de vedere imagistic al afecțiunilor musculoscheletale. Ziua de 15 septembrie este celebrată în întreaga lume ca Ziua Internațională a Democrației. Ce înseamnă democrația nu prea știu mulți dintre noi, chiar dacă au trecut 22 de ani de la Revoluție. Concluzia aparține senatorului democrat liberal Alexandru Pereș. În prag de sărbătoare mondială a democrației, parlamentarul Pereș arată cu degetul spre cabinetul Ponta, care, în opinia sa, a călcat legea și Constituția în picioare, guvernând după exemple și nu după legi. Din 8 noiembrie 2007, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a dat o rezoluție la care și România a devenit, prin ratificare, a devenit parte, Ziua Internațională a Democrației. Și anul trecut și în acest an dorim și noi să vă împărtășim, ce puțin eu de data asta, o să vă dau un material scris cu niște gânduri cu ocazia acestei zile, mai ales că 2012 a fost un an în care și în România au fost câteva evenimente care au produs în conștiința noastră, hai să spunem, să ne reamintim această sintagmă de democrație și să vedem într-adevăr să ne aliniem unor națiuni care poate că au trăit mai mult în acest sistem și cunosc mai bine acest sistem la care tindem și noi. În altă ordine de idei, Alexandru Pereș a anunțat cu fermitate că va candida pentru un nou mandat de senator. Voi candida pe colegiul mic de senat, pe colegiul... Păi dacă... Ar fi cum să ies pe locul 2 dacă singur. Deocamdată n-am mai... Păi eu vă anunț pe voi, neoficial deocamdată, fără, hai să spunem, ochiul partidului, candidez. Până acum am zis că probabil că sunt unul, dar voi candida. Ar fi pentru Alexandru Pereș al 5-lea mandat de parlamentar.
Părinții care decid să se întoarcă la serviciu fără a beneficia de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la 2 ani pot beneficia de tichete de creșă de până la 400 de lei lunar acordate de către angajator. Pentru a primi tichete de creșă, salariații trebuie să întocmească o cerere, să aducă actul doveditor eliberat de creșa la care este înscris copilul, o declarație pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază deja de tichete de creșă și nici de concediul și de indemnizația de creștere a copilului, livretul de familie, precum și alte documente solicitate de angajator în funcție de regulamentul intern. Tichetele de creșă sunt acordate în baza legii 193/2006 de către regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile comerciale, instituțiile din sectorul bugetar, instituțiile financiare și cele de credit, organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizațiile non-profit, precum și persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă. Angajatorul împreună cu organizațiile sindicale hotărăsc valoarea lunară a tichetelor de creșă în limita a 400 de lei, sumă stabilită prin ordinul 821/2012. Valoarea nominală înscrisă pe tichete poate fi de 10 lei, un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 de lei. Tot angajatorul stabilește criteriile de selecție a salariaților care primesc tichete de creșă, ținând seama de condițiile concrete de lucru în care își desfășoară activitatea unele categorii de salariați, precum și criteriile și perioadele pentru care salariații nu vor primi tichete de creșă. 200 de posturi nedidactice din școlile din Alba sunt blocate. Este vorba în special de posturi de șofer, bucătari sau îngrijitori personal pentru care prefectul județului Alba a cerut deblocarea posturilor. Una din regulile descoperite în urma controalelor făcute zilele acestea la unitățile de învățământ din Alba este lipsa personalului nedidactic. Posturile de șofer, bucătar sau îngrijitor stau blocate în timp ce școlile au nevoie disperată de acest personal, mai ales acolo unde s-au înregistrat pensionări sau chiar demisii. Județul Alba, datorită, dacă pot să spun așa, reducerilor de personal unor nejustificate, se vede foarte clar, este într-un deficit de aproximativ 200 de asemenea salariați. Pentru a rezolva această situație foarte importantă, vă pot anunța că am semnat deja o adresă către Guvernul României pentru a putea debloca aceste posturi. Prefectul județului Alba consideră aceste posturi esențiale în organigramele unităților de învățământ. În ciuda crizei financiare, există multe persoane dornice să-și cumpere o locuință, însă nu prea dispun de bani. Dacă au un buget de maximum 20.000 de euro, oferta imobiliară este destul de limitată, dar nu inexistentă. Persoanele dornice să se mute în casă nouă, dar care nu dispun de mai mult de 20.000 de euro, vor trebui să se mulțumească cu o garsonieră confort 1 sau cu un apartament confort 2 amplasat într-o zonă nefavorabilă. Conform celor spuse de agenții imobiliari, atât garsonierele cât și apartamentele din această categorie sunt dotate în marea majoritate cu centrală, geamuri termopan, parchet și gresie. Ce locuință își poate cumpăra o persoană cu un buget fix de 20.000 de euro? La bugetul de 20.000 de euro, în principal, poate cumpăra o garsonieră bună, apartamente mai puțin, pentru că ele încep de la 20.000 de euro. Și la 20.000 de euro ar putea eventual un apartament într-o zonă mai puțin căutată, cu o suprafață mai mică. Putem găsi locuințe de gen garsoniere confort 1 sau apartamente confort 2 și 3. Astea ajung până la suprafața de 35 de metri pătrați construit. Așa, oferta nu e foarte mare, există câteva blocuri în care putem găsi apartamente de genul ăsta, din păcate. Multă lume se bazează pe ideea că în Ampoi 1, 2, 3 ar exista așa ceva, dar acolo sunt puțin mai scumpe apartamentele, deci putem să ne orientăm spre zona Ansberg, zona Goldiș sau anumite turnuri de pe Transilvanie, în general etajele superioare. Dar cum arată un apartament în prețul ăsta? Da, apartamentele de genul ăsta, pe lângă suprafața foarte mică, deci raportat la o garsonieră confort 1 care are 32 de metri pătrați, acestea undeva la 35 de metri pătrați. De aceea multă lume preferă să cumpere garsonieră. Deci până în 20.000 în momentul de față pe piață, ar putea fi variante de apartamente cu două camere un pic mai micuțe, ce-i drept, undeva la un 40 de metri construiți sau
respectiv 35 suprafață utilă, în zone cetate, bine, cu un pic de noroc pot să prindă și etaj intermediar. Bine, mare majoritatea locuințelor au centrală și termopane. Crește faianță, poate nu chiar ultima modă. Ne aflăm într-o garsonieră care valorează 20.000 de euro. Vă invit să urmăriți câteva imagini pentru a vedea ce puteți achiziționa în această sumă. Așadar, cu puțină răbdare și noroc, în același preț s-ar putea să găsiți o locuință drăguță, satisfăcătoare nevoilor dumneavoastră. În acest weekend puteți sprijini tinerii voluntari cumpărând bijuterii handmade ieftine și frumoase. Cei interesați sunt așteptați sâmbătă și duminică în cetatea Alba Iulia și în centrul comercial Alba Mall. În perioada 5-15 octombrie va avea loc un schimb de experiență cu o asociație din Franța. Acest schimb se bazează pe educație uniformală, politici de tineret și politici de voluntariat. Tinerii participanți au muncit toată vara la un workshop într-un atelier confecționând bijuterii handmade. Scopul lor este acela de a strânge bani pentru cofinanțarea acestui proiect pentru tineret. Consiliul Județean al Elevilor, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, organizează în perioada 5-15 octombrie un schimb internațional de tineret cu asociație din Franța, schimb care se bazează pe educație non-formală, politici de tineret, politici de voluntariat, iar în acest sens, voluntarii câștigători ai acestei gale activităților extrașcolare organizate de Consiliul Județean al Elevilor și-au propus ca toată vara să lucreze la un workshop de handmade, de bijuterii, care vor în weekendul acesta să le pună la vânzare în cetate, în Alba Iulia, sâmbătă, între orele 11 și 1 în cetate, iar toată sâmbătă la Alba Mall, de la ora 17 la ora 20, iar duminică de la ora 15 la ora 18, tot în cetate. Banii adunați pe vânzarea acestor bijuterii vor fi direcționați către cofinanțarea acestui proiecte de tineret. Tinerii participanți ai acestui proiect au muncit voluntar cu drag și sport toată vara. Haideți să-i susținem și să fim alături de ei! Rata inflației în august a urcat în Uniunea Europeană la 2,7, iar în zona euro a urcat la 2,6%. Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică, este pentru a 21-a lună consecutivă de când rata inflației în zona euro este peste ținta avută în vedere de Banca Centrală Europeană. În august 2012, țările cu cea mai ridicată rată anuală a inflației au fost Ungaria cu 6%, Cipru cu 4,5%, Estonia și România cu 4%. La polul opus se află Suedia cu 0,9% și Grecia cu 1,2%. Comparativ cu 2012, rata anuală a inflației a scăzut în 4 state membre, a rămas stabilă în 2 și a crescut în 12 țări, inclusiv în România. Potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației a crescut la 3,88% în august 2012, de la 3% nivel înregistrat în luna anterioară. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Am avut parte de vreme caldă și astăzi. A fost chiar mai cald decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul rămâne variabil, iar vântul va bate de la slab până la moderat, cu unele intensificări în zona montană. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 23 și 33 de grade, iar cele minime se vor încadra între 8 și 18 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 18 grade la Alba Iulia, 19 grade la Sebeș, vor fi 17 grade la Aiud, 16 grade la Blaj și 13 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 12 grade la Alba Iulia, vor fi 13 grade la Sebeș, 11 grade la Aiud, 10 grade la Blaj și 8 grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni.
Sâmbătă vremea va deveni în general instabilă. În vestul, centrul și nordul teritoriului, precum și în zona de munte, vor fi înorări temporare, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime, în ușoară scădere, vor fi cuprinse în general între 22 și 32 de grade, iar cele minime se vor situa între 10 și 20 de grade Celsius. Așadar, aproximăm pentru mâine 28 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 27 de grade la Aiud, 26 de grade la Blaj și 24 de grade Celsius, vor indica termometrele la Câmpeni. Duminică vremea se va răci și va deveni normală din punct de vedere termic în toate zonele. Cerul va fi temporar noros și va ploua local în tot centrul țării, dar vântul nu va avea intensificări. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 28 de grade, iar cele minime între 7 și 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice pentru acest sfârșit de săptămână. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!